Ascultăm din Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de rugăciune, din Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când a răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai sămănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Pilda aceasta a Domnului Iisus este spusă după cealaltă pildă vestită, pilda semănătorului. Și pentru că pe vremea când Fiul lui Dumnezeu a umblat pe pământ, ocupația principală a oamenilor era agricultura. În înțelepciunea lui, cele mai însemnate pilde erau date pe calea aceasta, cu agricultura, cu semănatul, cu recoltatul, cu seceratul. Altele se mai îndeleniceau oamenii cu pescuitul, dădea pilde și cu năvodul. Mai dădea pildă și cu negustoria, că oamenii se ocupau de negustorie. În vremea noastră sunt industrie, acum fel de fel, deci nu sunt pilde legate de industrie. El fiind Dumnezeu, potrivea cuvintele sale cu epoca în care a călătorit pe pământul acesta acum 2000 de ani. Și tot vorbește Mântuitorul de împărăția cerurilor în felurite chipuri. Și această pildă, sigur că dacă Duhul Sfânt este la lucru, poate fi folosită cu cel mai foarte bine pentru toate epocele. Și în epoca bisericii, și în epoca de mai târziu, pentru că Mântuitorul, spunând pildele acestea, ne este greu să acceptăm că le-a spus strict pentru o anumită epocă și pentru alta n-ar fi potrivite. Nu. Dacă El e Dumnezeu, cuvântul Lui este viu și lucrător, cuvântul Lui este bun în orice vreme. Și valabil pentru orice vreme, numai că înțelepciunea este aceea care poate să scoată lucruri bune din pildele Mântuitorului. Și aici vorbește de împărăția cerurilor și, ca și la pilda semănătorului, acolo spune că sămânța care a căzut sunt cei care sunt reprezentați de cei care au primit cuvântul cu bucurie, a căzut între spini, a căzut la margine de drum și așa mai departe. Și aici, la tâlguirea pildei neghinei, tot la fel spune că cine e grâul, cine este neghina. Și până la urmă îi asimilează cu niște oameni.
fiii celui rău și fiii împărăției. Iar ei devin fiii împărăției sau fiii celui rău, până la urmă, după sămânța pe care au primit-o în inimă. Ai primit neghina în inimă? Fiu al celui rău. Ai primit cuvântul bun al Domnului Iisus Hristos? Fiu al împărăției. Venind la cuvintele Mântuitorului, că până la urmă împărăția, în termeni apropiați de noi, este împărăția cerurilor, este împărăția inimii. Ținta noastră concretă este să avem împărăția aceasta a inimii în noi, în inimă. Așa spune el. Împărăția cerurilor nu vine în așa fel încât să izbească privirile, ci ea iată că este în lăuntrul vostru. Deci, așa, cu smerenie, restrângându-ne la lucrurile acestea, putem spune că ceea ce primim în inimă, aceea va avea efecte. În inima noastră se vor produce efecte. Și în pilda Domnului Iisus cu greul și cu neghina este de observat că necazul se produce în momentul în care dormeau oamenii. Pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul, a semănat neghina în greu și a plecat. Aici e foarte important, pe când dormeau. Și dacă ne ducem cu gândul la rugăciunea Domnului Iisus din grădina Ghețimanii, deci Mântuitorul s-a rugat acolo, să zicem, un ceas, că așa a venit la ucenici după aceea, și un ceas n-ați fost în stare să vegheați împreună cu mine? Că așa le spusese. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Când se întorcea Mântuitorul la ei, dormeau duși. Și atunci spune cuvintele acelea de mare adâncime: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Carnea este neputincioasă, nu folosește la nimic. Duhul este cel care dă viața. Deci treaba aceasta cu somnul este o pagubă uriașă pentru biserică. În timp ce dormeau oamenii. Și dormitul acesta, aș da o imagine, că poate fiecare avem prin familie sau împrejurări, așa? Unii dintre noi, mai ales la vârste mai înaintate, așa, au un somn așa de greu, că atunci când treci pe lângă ei, n-o fi murit, tragi odată aer în piept așa și stă și 10 secunde de nu mai respiră. Și te întrebă, bună dreptate, o fi murit? Poate vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat așa ceva. Deci respirația foarte rară, foarte rară, și mai circulau niște istorioare din astea, că din ăștia care dormeau greu, 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 greu de tot, mai pe o pajiște, pe o câmpie, câte un șerpișor din ăla le-a intrat chiar pe gât, s-a trezit cu el în burtă acolo, dar nu știa, că dormea așa de greu că s-a dus ăla pe gât. Șerpișor, am zis. Nu știu dacă or fi legende, or fi lucruri adevărate, dar să petrec multe pe lumea aceasta. Și parcă era legenda, ca să-l scoți pe șarpe, îl atârnai pe om cu capul în jos, îi puneai un ceaun cu lapte și ăla a tras. Da, în sfârșit, poate-ți povești, poate-ți povești. Da, ideea principală este de somn. În timp ce dormeau oamenii. Și pentru noi, ca biserică, somnul înseamnă lipsa de veghere, adică lipsa de rugăciune. Spuneam că unii în timpul somnului respiră rar, rar de tot, adică în termen de rugăciune se roagă foarte, foarte puțin. Uite, am fost cu frații până la Jilava, aici de s-a vestit Evanghelia pe la Pușcăriaș pe acolo. Domnul să aibă milă și de ei. Și auzeam că eram așa, unii după alții, o echipă de la noi. Socotim cu toată smerenia că ducem o Evanghelie curată, Domnul Iisus și jertfa Lui. Dar și că după noi mai erau și ăia, mai erau și martorii lui Jehova. Deci unii veneau cu grâul, alții veneau cu neghina. Dar ce, băga cineva de seamă treaba asta, ca să zicem așa ceva? E libertate, nu? Toată lumea seamănă ce dorește. Și stăteam și mă gândeam, dar cum o fi ajuns, de pildă, jehoviștii aceștia la rătăcirea aceasta? Că nu ne sfim să spunem că doar suntem în casa noastră aici, nu? Că e o învățătură anticristică rău de tot, așa. Tăgăduiesc pe Domnul Iisus ca fiul lui Dumnezeu.
Și dar cum vor fi apărut ei așa, iehoviștii aceștia? Păi, mai mult ca sigur, nu știu prea multe amănunte, mai mult ca sigur, într-o biserică, probabil sănătoasă, a apărut un cap din acesta luminat între ghilimele și i-a băgat vrăjmașul niscaiva neghină în creier acolo. Și el când a văzut o biserică eventual liniștită, care își vedea de treaba ei, a venit cu o idee. Și după aceea, când a venit ideea aceasta neghinoasă așa, sigur că găsește adepți cu duiumul. La fel au apărut și mormonii, tot așa. Evanghelie, o altă evanghelie, anticristică. Tot așa, tot un individ a apărut la un moment dat și vrăjmașul, nu, are înțelepciune și el categoric în mijloacele de amăgire e specialistul numărul 1. Cum a amăgit-o pe Eva odinioară, aceeași poveste să petrece de 2000 de ani și va culmina, așa cum bine știm, la momentul în care va veni anticristul, că după ce vorbește nemaipomenit, da? Mai vine și cu minuni și cu semne nemaipomenite. Ei, mai rezistă dacă mai poți să faci o mișcare. Mă gândeam câteodată așa cu durere, Doamne, dacă ai îngădui printre noi o încercare de genul acesta, să începe așa să vină unul care are darul acesta al tămăduirilor, dar puțin îi pasă de Evanghelie, nu știu câți am mai rămâne. Câți am mai rămâne la Domnul Iisus și la jertfa Lui. Minuni și minuni. Deja aleargă și prin rândurile noastre sunt unii care aleargă după semne și după minuni. Uită marea minune pe care a făcut-o Domnul Iisus în inima noastră. Adică minunea nașterii din nou. Minunea pocăinței și a credinței în sângele Său. Și atunci dacă minunea aceasta nu este întreținută, categoric, după aceea când vin alții cu minuni din acestea și semne mincinoase, te capturează imediat, ești victimă sigură. Somnul, încă o dată, pe când dormeau oamenii, la modul concret în biserică, treaba aceasta se petrece sau se ilustrează prin lipsa de rugăciune, categoric. Când nu te rogi, nu respiri, dormi și atunci satana poate să toarne la neghină cât vrea. Dacă vă gândiți, de exemplu, la o biserică de care ne îngrozim, nu așa, biserica din Laodiceea. Ce credeți, când a fost și o biserică normală? A, era o biserică, așa cum spune Apostolul Pavel, sau putem să deducem, era cam biserica din Colose. Le trimitea scrisori în paralel, și la Laodiceea, și la Colose, erau cam pe același nivel. Însă biserica aceasta din Laodiceea, ca să ajungi la starea aceea de ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, și pe deasupra și căldicel, e o întrebare. N-avem un răspuns definit. Dar biserica aceasta se ruga, avea viață de rugăciune? Răspunsul care vine, nu mai avea viață de rugăciune. Pentru că dacă s-ar fi rugat stăruitor, nu suntem noi mari eroi rugăciune, dar măcar cât noi, zic și eu, băi, tot rugându-te și o vineri și altă vineri și marți și altă marți, bă, dar te trezești la o dată înaintea lui Dumnezeu și cine știe îți vine fiorul acesta de pocăință. Cum erau ăștia la Odisea acolo, odată se trezea, Doamne, ce-i cu noi, Doamne, suntem căldicei, suntem ticăloși, suntem nenorociți, strigau la Dumnezeu. Dar cuvântul arată că nu s-au petrecut așa lucrurile. De ce? Repet, din cauza că nu se rugau. Și istoria e plină de biserici de felul acesta. Fața pământului e plină de biserici care dorm. La Sardes se spune Mântuitorul așa, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort, spiritual, duhovnicești așa, și ai unii care sunt pe moarte. Adică am îndrăznit să-i numesc așa, leșinați așa. Și atunci, în starea aceasta de leșin, poți să-ți imaginezi ușor tot o biserică la care rugăciunea era pe terminate. Și încă o dată, rugăciune pe terminate înseamnă somn și în timpul somnului, numai bine, neghina se aruncă din belșug.
Probabil că în mintea fiecăruia, după ce ați citit, după ce ați auzit, puteți să dați exemple cu duiumul. Acum, în momentul în care auzim aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, gândul nostru ar fi să ne întărim ca rugăciunea aceasta să nu cumva să slăbească. Ceea ce ne poate ține pe noi e numai rugăciunea. De pildă, am mai pomenit că o să aniversăm, dacă Domnul va îngădui, 100 de ani de existență, ca și frățietate creștină. Și a zis un frate pe aici că e jale, la 100 de ani decesul vine aproape garantat. Dar, dacă suntem treji, dacă veghem, rugăciunea ne poate duce dincolo de granița celor 100 de ani. Doamne, ai milă de noi și fă o excepție din noi. Dacă mai întârzii mult, poate ajungem și la 150 de ani, dar tot o adunare în care rugăciunea să fie rugăciune. În momentul în care rugăciunea s-a topit, s-a topit totul. Biserica a murit. Și aici sunt niște gânduri, spune Domnul Iisus că oamenii aceștia care erau în slujba omului care avea ogorul, imediat: Doamne, n-ai semănat tu sămânță bună în țarina, de unde are dar neghină? Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și atunci luptătorii: vrei dar să mergem să o smulgem? E un cuvânt greu aici, dar realitatea este confirmată de pământul pe care trăim. Și nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și greul împreună cu ea. Lucrul acesta are o împlinire evidentă chiar în zilele noastre. Că ai zice așa: Doamne, dar ce toate mișcările acestea, toate bisericile acestea unde este vestită o altă evanghelie, pline de minciuni, cum de le rabzi, Doamne, atâta? Și nu-i mai puțin adevărat că de-a lungul istoriei s-au mai încăierat și neghina cu neghina. Fiecare neghină zicea că e greu. Și au fost războaie din acestea religioase pe ruptele, ca să se rupă unii pe alții. Toate războaiele acestea religioase numai de Duhul lui Dumnezeu nu erau călăuzite. Dar aici Domnul Iisus spune: nu, nu, lăsați-le. Ca nu cumva smulgând neghina să smulge și greu împreună cu el, lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Deci nu e, dacă ne raportăm la vremea în care trăim noi, nu este datoria noastră să scoatem neghina, să ne luptăm cu mijloace din acestea firești. Datoria noastră este să rămânem grâu, să nu lăsăm ca în grâul pe care l-am primit să fie aruncată și neghina. E vorba de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos. Pentru că în toată neghina aceasta care s-a aruncat, e până la urmă, are un miez de evanghelie. Și neghina asta, dacă o tai, e neagră la suprafață, dar dacă îi sfărâm bobul acela, pe dinăuntru e albicioasă, așa, începe să aducă bine. Altă evanghelie. Și treaba aceasta cu altă evanghelie a făcut prăpăd. Una din formele concrete de aruncat neghina e altă evanghelie. Și spune Apostolul Pavel că dacă trecem la altă evanghelie, degeaba am crezut. Era o altă evanghelie pe vremea Apostolului, faptul că veneau iudaizanții aceștia, tot Domnul Iisus, tot sângele lui, tot pocăința, da, și puțin tăiere împrejur, așa. Dacă eram noi, ce bine îi primeam, cum zice Apostolul Pavel în altă parte, ce bine îi îngăduiți. Dacă vine cineva cu un alt Hristos, dacă vine cineva cu un alt Duh, ce bine îi mai îngăduiți. Asta e vremea noastră, vremea ecumenismului, toți la un loc. Și printre noi sunt credincioși care sunt amăgiți de gândul acela. Va fi o turmă și un păstor, numai că văd treaba aceasta cu mult înainte de vreme. Va fi când va veni marele păstor odată. Deocamdată este vremea aceasta de cerneri și de frământare. Pământul este plin de neghină. Cine crezi mai ușor, grâul sau neghină? Din nenorocire, bălăriile cresc mai ușor. Și dacă ne uităm așa cu un ochi deschis pe fața pământului, dacă e să cântărești cei mai mult, neghină sau grâu? Cred că neghina este categoric mai multă. Dar cu toate acestea, este și grâu. Că Domnul Iisus când vine, va veni ca să-și ia grâul, nu? Și neghina o va arde, iar grâul
îl va strânge în grânarul lui. Așa că a ne păzi de acest pericol al semănăturii străine, până la urmă, înseamnă, repet, rugăciune ca semn că nu dormim. În momentul în care vom abdica de la treaba aceasta, vrăjmașul va semăna neghină din belșug. Cineva spunea așa, domnule, ce să ne rugăm noi de neghina aceasta, de învățătura bătute, de exemplu? Chiar presupunând că o biserică este perfectă în ceea ce privește învățătura, abia atunci trebuie să ne rugăm tare. Pentru că rugăciunea are un caracter preventiv. Noi de obicei ne rugăm pentru lucruri care sunt în viitor, nu? Doamne, Tu ne spui că în vremea de la urmă vor apărea proroci mincinoși, învățători mincinoși, nu? Nu e o rugăciune normală. Doamne, păzește-ne, Doamne, de lucrurile acestea. Strigăm către Dumnezeu. Rugăciunea de protecție. Dar dacă ne culcăm pe urechea asta, lasă că noi n-avem treabă. Noi suntem perfecți. Și rugăciunea n-are în ea caracterul acesta de protecție pentru ceea ce ar putea urma în viitor datorită nevegherii. E una din țintele de rugăciune principale. Doamne, ferește-ne de rătăciri. Pentru că, așa cum am amintit, în vremea de la urmă sunt vremuri cu adevărat grele. Și rugăciunile noastre privesc și trecutul de multe ori. Păi, noi spunem, ne-am rugat odată atunci când ne-am pocăit, toate păcatele sunt aruncate în mare uitării, slavă Domnului Iisus Hristos, dar datorită lenevelii noastre că greșim de multe ori și nu aducem repede în pocăință înaintea Domnului Iisus Hristos, nu vi se întâmplă câteodată să apară câte ceva din trecut așa, care n-a fost osândit? Mie mi se întâmplă așa ceva. Și mai îngenunchiez și o mai iau odată de la capăt, ba unde câteodată mi se întâmplă ceva nepotrivit, că mi-apare ceva dintr-un trecut mai îndepărtat, așa. Și parcă nu-mi mai aduc aminte. Doamne, ți le-ai fi mărturisit, Doamne, cu pocăință? Și câteodată, ca un copil așa, Doamne, mai vin odată cu ele la Tine, Doamne, cine știe? Deci, trecutul este spălat cu sângele Lui, dar trecutul mai apropiat, o zi, două, trei, să dea Dumnezeu, ca la noi să nu fie trecutul mai mult de, să zic așa, 5 minute. Când am greșit, când am călcat strâmb, în 5 minute rezolv treaba cu Mântuitorul meu, îngenunchez și cu pocăință pun lucrurile la punct. Deci viitorul, o sugestie de rugăciune de protecție, de prevenție, de profilaxie, cum să zicem în medicină, trecutul, dacă mai e de reparat ceva, să reparăm, și prezentul, la prezent ce facem? Prezentul nu are nimic altceva decât laudă și mulțumire pentru acela care ne-a iubit așa de mult ca și dat viața pentru noi. Cu aceste gânduri îngenunchem să îl lăudăm pe Domnul Iisus și să-i facem lui cererile noastre. Amin.